Asta este, din punctul meu de vedere, Canada, cea care pe mine cel puțin mă încarcă și aici pur și simplu vin și simt că mă relaxez, mă reconectez cu natura, cu tot. Aici. Asta este, de fapt, pentru mine Canada. Asta e un loc foarte turistic, dar mai mult pentru turism intern, local, decât pentru cei care vin să viziteze Canada, pentru că este destul de necunoscut. Este covoraș de acces până la apă, ca să nu-ți intre pietrele în talpă. Na, asta e super interesantă ideea. Uite aici. Canada este o țară foarte mare, o țară în care te poți duce cu mașina ore în șir și ai făcut doar atâta pe hartă. Așa că vă spun încă o dată tuturor, bine ați venit în Canada, în frumoasa țară, imensa țară, în care astăzi vom merge cel puțin 2 ore să vedem o zonă foarte frumoasă în apropierea lacului Ontario, care este imens. Imens este locul ăsta. Și așa cum se întâmplă, de obicei, când pleci la drum, prima oprire o facem la stația de benzină, pentru că mașina asta, deși pare destul de mică, are un consum sănătos. Mergem acum la benzinărie, facem plinul și plecăm spre orașul Grimsby. E în apropiere de cascada Niagara. S-ar putea ca astăzi sau mâine, cel târziu, să ajungem și la Niagara. Așa că, haideți să mergem să facem plinul. Gata, am ieșit pe autostrada 401, ne îndreptăm acum spre Toronto. La ora asta destul de aglomerat traficul spre Toronto, avem undeva în jur de 40 de kilometri până la Toronto și de acolo să mai mergem aproximativ vreo 60 de kilometri până ajungem în orașul în care ne-am și propus astăzi să facem o vizită foarte interesantă. Da, bine ați venit în traficul canadian. Hai că ne apropiem așa ușor, ușor de Toronto. Vedem cum merge traficul. Aici viteza în acest moment este de 80 de km la oră și dacă se va desface traficul, atunci o să avem șansa să mergem chiar cu 100 de km la oră. Dar ăsta e paradoxul drumurilor canadiene. Chiar dacă sunt late, chiar dacă sunt pe alocuri 12 benzi, viteza maximă este tot de 100 de km la oră. Bine ați venit pe drumul spre Niagara. La fel de aglomerat, așa venim din downtown Toronto. Bine ați venit în Grimsby, Ontario. Hai să mergem să-l vedem pe Robbie. Ne așteaptă deja de ceva vreme, cum noi ne-am mai încurcat așa prin traficul ăsta aglomerat. Robbie ăsta și ne aștepta. Haideți să-l cunoaște și să-l vedem la el acasă. Bine v-am găsit. Uite, el este Robbie. Nu ne-am văzut de ce. Uite că a venit și momentul ăsta să ne revedem pe meleaguri canadiene. Asta este Robbie, mulțumim de invitație, Robbie ne-a invitat la el acasă. Astăzi vom sta să petrecem puțin, mergem să și vedem că aici în zonă lacul este la câțiva metri aici în spatele nostru. În spatele casă. Asta e lacul Ontario aici, da? Lacul Ontario. Vreau să vă arăt un pic o curte specific canadiană, în casă băieții se joacă, totul este absolut extraordinar. Hai să vă arăt o curte super faină și cel mai interesant este terasa. O terasă din asta aș vrea să fac chiar și la Bătania. Haideți să vedem despre ce e vorba. Curtea arată incredibil. E fain în primul rând pentru că e mare și având atâta spațiu este excelent. Aici cândva a fost un pom, uite că s-a uscat, a fost destul de mare. Ceea ce e fain aici, în schimb, pe lângă magazia asta super de scule, e de fapt terasa asta. Bine, casa are mai multe intrări, super, super tare casa, dar terasa asta mi se pare absolut deosebită. Așa că Robbie are noroc cu ea, pentru că aici poți să stai fără nicio grijă. Uite ce plăcut e. Uite, chiar și niște roșii are Robbie aici. Foarte fain cu ele. Și asta vreau să spun, că de aici, în partea asta, la
câteva sute de metri e lacul Ontario. Dacă aș merge sus pe casă sau dacă aș sta sus pe banca asta, dacă aș urca cu picioarele pe banca asta, să vedem așa, cred că se și vede. Ce face românul când ajunge în Canada? Hai să vedem, Robi, ce face românul? Românul face barbecue când ajunge în Canada. Hai să vedem. Robi ne pregătește astăzi niște burgeri. Hai să vedem ce burgeri. Uite, asta este ce avem noi în momentul de față. Asta e din piept de pui și aici burger vegetal. Hai să vedem aici. Uite ce se prăjește aici. Asta face românul când ajunge în Canada. Trece pe burger. Astăzi o să mâncăm burger foarte fain. Da, mulțumim, Robi, pentru invitație și mulțumim pentru că ne faci astăzi burger din ăștia așa canadieni. Păi, cum am spus, trebuie să fie cu ceva autentic de aici, din... Da, noi te-am invitat la bătanie la Mititei și te-am invitat la grătarele noastre. Da. Și eu v-am invitat la grătarele canadiene. Da, foarte bine. Cum ți se pare viața aici în Canada în comparație cu viața din România, din Ungaria, acum pe unde ai mai umblat destul de mult, că tu umbli foarte mult pe planeta asta? Am mai vorbit de subiectul ăsta. Fiecare cum percepe, de fapt, fiecare loc. Nu pot să spun că e mai bine neapărat undeva decât altundeva. La urma urmei, omul simțește locul. Canada, da, într-adevăr, ca și țară, ca și, da, continentul nord-american, are mult mai multe oportunități, probabil ar zice unii, dar și în România sunt oportunități. Eu tot asta susțin, că România încă e virgină, depinde fiecare ce vrea să facă. Dacă se gândește cineva să devină antreprenor, eu zic că România astăzi este țara tuturor posibilităților, din punctul meu de vedere. Acolo chiar încă sunt foarte multe business-uri care astăzi aici, să zicem, deja piața e saturată. În România de-abia ai începutul. Da. Asta este un subiect. O să-l mai abordăm cu Robi într-un podcast foarte curând, pe Podcast România, acolo să ne vedeți. Dar până atunci, noi aici, în Grimsby, în Canada, ne bucurăm de un barbecue canadian, ne bucurăm de ceea ce pregătește Robi aici și haideți să vedeți cum arată deja, că se prăjește așa încet, încet. Uite cum arată. Aici vom avea astăzi, cum spuneam, vom avea aici burger din piept de pui, aici va fi burger din vegetal, pentru cei care nu mănâncă carne. Și băieții astăzi vor încerca, ai noștri cel puțin, vor încerca din nou să vadă cum este hot dog-ul canadian. Un hot dog care aici este foarte iubit de toată lumea. Așa este. Bun. Asta este continentul hot dog-ului și a hamburgerului. Așa este. Haideți să vedem că Vio pregătește sus salata. Am trecut la cealaltă parte deja. Prăjim și o pâinică bună. Asta cam are zahăr aici și, apropo, Robi, tu cum te descurci cu zahărul? Că aici aproape în orice pâine... Asta este o problemă mare, să știi. Cel puțin, acum dau din casă, la mine, e o adicție, e singura adicție, să zic. Ba, mai am una, familia. Nu am adicții gen țigări, băutură, cafea, nimica, dar zahărul... E o luptă continuă. Deci pur și simplu mă lupt zilnic să reduc din zahăr. Aici îl găsești în pâine, îl găsești cred că în orice. În orice. Deci m-am și uitat pe etichetă la pâine când am fost la cumpărături, da. Și în loc să aibă trei ingrediente, apă, făină și sare, da, are acolo o tonă de chestii. Exact, exact. Din păcate oamenii nu sunt informați și nici ei nu se uită pe etichetă, că pe etichetă scrie cât zahăr conține și așa mai departe. Dar e bun la gust și atunci... Restul nu mai contează. Omul, exact, nu mai interesează, dar oare ce conține, dar oare... Nu, din păcate nu mai interesează și atunci... Pe noi ne interesează și uite aici ce bine ne pregătește aici Robi, deci ca un master chef. Da, mulțumesc. Da, mulțumim frumos, Robi. Cam așa arată burgerul meu pe care l-am făcut acum, m-am chinuit un pic cu el până la urmă. Da, arată foarte bine. Hai să-l degustăm. Abia aștept să degust primul meu burger în Canada, pentru că până acum n-am mâncat niciun fel de burger.
Doamne, ce bun e! Excelent! Extraordinar de bun! Robi e un bucătar excelent! De aici, de la casa de la Robi, mergem spre lac, spre lacul Ontario. Am ajuns să vedem lacul Ontario în toată splendoarea lui, așa că vă spun tuturor, bine ați venit la lacul Ontario! Hai să coborâm aici în jos puțin. Fii atent acolo. Sunt niște oameni care deja fac baie în lac. Apa asta e foarte rece. Noi am mai fost la plajă aici, dar apa asta e exagerat de rece. Uite, acolo sunt oameni care înoată, n-au nicio treabă. Uite acolo. Asta este. Iar aici capătul lacului nu se vede. Uite, din când în când mai vezi câte un vapor de marfă acolo. Aici mai câte o șalupă a poliției de frontieră, pentru că în apropiere este granița cu Statele Unite și probabil că apele se împart între SUA și Canada. Dar asta este. Iar încolo, când e vreme bună, se vede orașul Toronto. Acum nu se vede absolut deloc, pentru că de la căldură se ridică aburul de pe apă. Hai că am ajuns și pe plaja de aici din Grimsby. Să vedeți cum arată o plajă aici. Plaja ar părea total diferită față de ceea ce știam noi până acum că se întâmplă, dar asta e la lacul Ontario, nu e ca la ocean sau ca la mare. Și aici, într-adevăr, că poți să spui pe nisipul de la mare a încălcat pe o piatră. Deci asta poți să spui, da. Trebuie să recunosc că este deosebit de frumos. Toată zona asta este incredibilă. Iar aici, printre multe altele, uite, aici locul ăsta foarte fain, unde Vio a fost să facă niște poze. Hai să ajungem la el. Pentru că, hai de capul meu, numai să nu rup picioarele pe aici, pe pietrele astea. Aici. Iar aici, trecem să vedem zona spre oraș. Uite, acolo. Oci. Și ca să vezi că aici a crescut și un pom. Tot ce înseamnă pe malul lacului sunt porturi, unde vin bărcile pescarilor. Sunt iahturi. O să mergem acum să vezi, acolo sunt multe gâște sălbatice, poți să le dai să mănânce. Foarte frumos, de exemplu, acolo sus, pe deal, acolo, pe munte, cum spunem noi. Este un peisaj superb. Stați cu noi, că o să vedeți niște lucruri interesante. Da. Și aici deja simt cum bate vântul, ne mai răcorim puțin astăzi, într-o zi fierbinte. Da. Aici unde ne-a dus Robi de data asta, lucrurile arată cu totul și cu totul diferit. Foarte plăcută zona asta. Chiar dacă e deosebit de pitorească, nu este atât de căutată de turiști. Dacă sunteți în zonă, aveți șansa să veniți, nu vă costă absolut nimic. Uite, și aici este veveriță, e plin de animale sălbatice, așa ca peste tot aici în Canada. Repet încă o dată, asta e un loc foarte turistic, dar mai mult pentru turism intern, local, decât pentru cei care vin să viziteze Canada, pentru că este destul de necunoscut. Și, repet, nu costă absolut nimic să vii aici să vizitezi locurile astea deosebit de faine. Locul se numește 40 Mile Creek. Asta este locul. Repet încă o dată, un loc deosebit de frumos care îl poți vizita fără niciun fel de costuri, dacă vii aici. Super tare! Iată, plecăm și din locul ăsta, mergem acum la munte. Partea avantajoasă aici că ai și muntele și apa în interval de câțiva kilometri, așa că ne mutăm la munte, unde o să stăm puțin la umbră, o să fie mai răcoare acolo. Aici pur și simplu te topești de cald. Umezeala și norii care vin de pe lac fac aerul să fie irrespirabil, cel puțin astăzi. Hai că mergem acolo sus pe munte.
veche a orașului Grimsby, foarte fain și aici. Mergem sus pe munte, așa cum se spune aici în zona asta. E un deal, de fapt. Mergem acum aici, Robi în față cu băieții cu mașina și noi mergem să urcăm, dar casele sunt foarte faine, sunt case din astea vechi canadiene. La fel sunt și pe granița cu și dincolo în Statele Unite, pentru că SUA-i la câțiva kilometri pe cealaltă parte a dealului. Toate informațiile despre locul ăsta, uite, sunt puse pentru turiști printr-un cod QR, așa că vii, pui telefonul și imediat ai aflat toate informațiile despre parc și despre întreaga asta zonă. O zonă foarte frumoasă și deosebit de sălbatică, pentru că e neatinsă, după cum se vede. În afară de faptul că unii mai vin aici la plimbare, în rest, aici nu-i voie să se construiască și, cel mai important, nu-i voie cu ATV-uri sau motociclete. Uite, așa cum a căzut, nimeni nu vine să-l taie, să-l iei, să-l nu. Îl lasă pur și simplu să se ăsta și să intre înapoi, vezi, în ciclic. Deci, practic, totul se regenerează aici, exact, în pădure, exact. Și nimeni nu intervine cu absolut nimic. No. Și nimeni nu tunde pădurea asta, așa-i? Nu există așa. Aici totul e natural, 100%. Da. Dar e foarte interesant, pentru că mulți cred că se așteptau acum să mergem să vedem zgrienori, să vedem construcții care mai de care. Depinde ce, încă o dată, depinde ce te face fericit. Alea sunt niște lucruri care au fost realizate din mâna omului. Nu că n-ar fi frumoase, sunt frumoase, dar alea deja este practic din punctul de vedere o junglă urbană. E, asta este din punctul meu de vedere Canada, cea care pe mine cel puțin mă încarcă și aici pur și simplu vin și simt că mă relaxez, mă reconectez cu natura, cu tot. Aici. Asta este de fapt pentru mine Canada. Da, și nici nu-i de mirare, pentru că locul este absolut deosebit, da. Și noi mergem de ceva timp pe aici prin pădure și m-am răcorit un pic pentru că e foarte cald afară, dar aici noroc cu pădurea asta, deși e umezeală în pădure, e mult, mult mai răcoare. Robi îmi zice să pornesc camera pentru că imediat urmează ceva spectaculos. Da. Nu mi-a zis asta, dar stai să vezi. Hai că vedem ce urmează de aici spectaculos. Oh, ho, ho, ho! Da. Așa, da, hai să vedem. Din păcate nu suntem singuri aici, să putem să ne mirăm foarte tare. Poți să te miri în limba română, că nu te înțelege. Nicio problemă. Oh, da. Hai. Ei, așa, da. Wow. Și orașul și lacul se vede aici, incredibil. Deci, absolut superb. Absolut superb. Uite, lângă biserică acolo, de acolo venim noi. Acolo. De acolo, așa? Exact, vezi unde sunt terenurile, da, de tenis acolo. Da. După highway, după în spatele highway. Să încerc acolo să măresc cu camera, nu pot mai mult de atâta. Și acolo vezi, vede niște panouri solare. Vezi, da, acolo? Aia da. E școala Catholic School, după aia e biserica în partea stângă. Exact. Și acolo lângă biserică, de acolo venim noi, acolo e casa noastră. Da. Și da, de acolo se vede lacul. Incredibil. Acolo e Toronto, practic peste lac e Toronto. Când nu e așa multă umezeală, se vede în CN Tower de aici. Extraordinar. Uuu, uite hău. Oamenii pe care îi vedeați aici, pe lângă care am trecut mai devreme, fumau iarbă. Aici în Canada e legal să fumezi cannabis. Asta este, nicio problemă. Mamă, ce aici. Deci fii atent hău de aici. Extraordinar. Aici dacă ți-ai scăpat telefonul, s-a dus. Wow. Departe se vede autostrada, aici se vede lacul, iar aici este hău. Wow. Deci o sălbăticie exact în mijlocul orașului. Absolut superbă toată zona asta. Am
Îmi continui drumul pe aici prin pădure. Băieții și cu Vio au luat-o în față. Cum spuneam, aici peste tot sunt puncte de observație. Dacă vine cineva pe aici, să poată să stea liniștit, să facă o poză, să facă un video. Și repet, pădurea asta super, super sălbatică, fără nicio problemă. Teoretic, spunea Robi, că aici trăiesc și animale sălbatice și n-ai nicio grijă cu ele. Hai că urcăm aici sus acum, să încercăm să facem de acolo o fotografie. Da. Ce să zic, totul e pus la punct. Nici nu mă așteptam la altceva. Uite cât de bine sunt făcute toate chestiile astea, în așa fel încât să aibă toată lumea acces. Robi zicea să mă duc mai aproape de stâncă. Nu știu cât de sănătos e să văd de acolo. Hai să vedem de aici imaginea care trebuie să fie spectaculoasă. Extraordinar. Deci uite aici cum se vede. Deci este absolut, absolut fără comentarii. Mergem spre parcare. Foarte cald aici în pădure. Chiar dacă mai adie vântul și e umbră de la copaci. E foarte, foarte cald, așa că astăzi mergem la parcare înapoi și cred că cam gata cu activitățile pe ziua de astăzi. Haideți să vă dau o chestie foarte faină. Și aici în Canada am găsit o livadă super faină. Vio, te rog să o filmez pentru că arată absolut extraordinar. Uite, chiar și aici am dat de o livadă superbă, absolut superbă. Să nu mai zică cineva că nu găsim livezi peste tot pe unde mergem. Asta e livadă de măr. Arată absolut extraordinar. Na, uite, așa o livadă va fi la noi la Bătania. Am ajuns cu Robi la un nou loc foarte frumos, unul pitoresc. Uite cât e de frumos aici amenajat, chiar pe malul lacului. Aici vin copiii să se joace și coborâm între timp. Ce să zic, super, super amenajat. Aici vine lumea la plimbare, aici se fac promenade și asta e chiar pe autostrada care duce spre Niagara. Așa că la doi pași, dacă ieși cu mașina de pe autostradă, dai de locul ăsta, care este absolut, absolut deosebit. Din câte se pare, aici e mai nou amenajat, că văd că e turnat betonul mai nou. Acum a fost terminat parcul ăsta. Acum a fost inaugurat de vreo lună de zile. Și se întinde pe vreo un kilometru. Toată faleza asta e superbă aici, superb. Da, uite că... Și plajă, în partea aia este plajă, așa sunt multe plaje cu nisip. Am înțeles. Deci trecem de la pietriș la nisip. Da, nicio problemă. Hai să vedem cum arată locul ăsta, pentru că și ăsta e într-un fel de mare fel. Și fii atent că ori făcut, să nu spui că ori amenajat cu intrare până în apă, cu covor. Da. Ai. Uite, este covoraș de acces până la apă, ca să nu-ți intre pietrele în talpă. Na, asta e super interesantă ideea. Uite aici. Cu promisiunea că mai revenim aici, mergem înapoi spre parcare, acolo e și Vio, uite, vine lumea, comanda de la Glovo, ajunge și pe plajă, mergem la mașină, luăm mașina și astăzi gata, am avut o zi super, super plină, asta este. Astăzi am avut o zi deosebit de plină și într-adevăr Robi a fost un ghid extraordinar pentru noi. Aici, în zonele astea super faine, locuri pe care altfel nu cred că aș fi avut ocazia să le vedem. Locuri turistice, dar în același timp nu foarte frecventate de cei care vin să vadă partea asta a Canadei. Mulțumim tuturor pentru faptul că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați, pe Instagram acolo ne găsiți dacă doriți să vedeți și videouri foarte scurte sau fotografii de aici din Canada și prin locurile prin care mergem. Acolo ne găsiți. Mulțumim tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi. Nu uitați, apăsați butonul de like și butonul de abonare. Asta ne ajută foarte mult să promovăm acest canal. Și în mod special țin să le mulțumesc membrilor, cei care susțin de fapt acest canal din punct de vedere financiar.
au apăsat butonul de alăturare și în felul ăsta ne susțin. Mulțumim tuturor pentru că sunteți alături de noi și până la un următor video care vine în curând, tot de aici din Canada, dintr-un loc spectaculos. Vă doresc tuturor toate cele bune!